Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Respingerea Vindecătorului Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 12, cu versetul 12. De aceea este îngăduit a face bine în silele de sabat. Isus era din nou în Ierusalim și participa la o sărbătoare specială. Era sabat și se plimba singur Probabil că se gândea cum să îi ajute pe oameni și totodată să păzească ziua sfântă a lui Dumnezeu. Fusese întocmite atât de multe reguli stricte și inutile în privința păzirii sabatului, încât era greu să le respecti pe toate. Pentru majoritatea oamenilor, sabatul își pierduse semnificația și nu mai era o zi de fericire pentru ei. În plimbarea sa, Isus s-a oprit într-un loc numit Scăldătoarea de la Petesta. În jurul ei erau terase acoperite pentru ca oamenii care așteptau să poată sta la umbră. De asemenea, acele terase erau un adăpost pentru ei când ploua. Cine erau cei care se adăposteau sub terase și ce așteptau? Haideți să ascultăm Ioan, capitolul 5 cu versetul 2 la 4. În Ierusalim, lângă partea oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesta, care are cinci pritvoare. În pritvoarele acestea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Poți fi sigur că fiecare își dorea să ajungă primul la scăldătoare. Când apa se tulbura, întotdeauna se crea o zarvă mare. Desigur, cei mai puternici ajungeau primii. Mulți alții erau răniți fiind împinși și călcați, și unii chiar mureau. Când a văzut mulțimea de oameni, Isus și-a dorit foarte mult să îi vindece pe toți. Dar acest lucru nu era înțelept. Conducătorii religioși credeau că a ajuta oamenii bolnavi în sabat era păcat, dar Isus știa că nu era deloc adevărat. Privind în jur la oamenii săraci și bolnavi, Isus a observat un bărbat mai bolnav și mai neajutorat decât toți ceilalți. Isus a mers la el și bărbatul a privit spre Isus când i s-a pus întrebarea: Vrei să te faci sănătos? Când Isus i-a vorbit bolnavului de la scăldătoarea Betesda, bărbatul bolnav a simțit o licărire de speranță pentru o secundă, dar apoi a privit în jur. Ce i-a spus lui Isus, Ioan 5 cu 7? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbura apa, și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Probabil, bărbatul a fost șocat de ce a spus Isus după aceea. Haideți să ascultăm! Scoală-te, i-a zis Isus. ridică-ți patul și umblă. Gândește-te la ce s-ar fi putut întâmpla când Isus i-a spus bărbatului neajutorat ce să facă. Bărbatul ar fi putut spune, dar nu pot și ar fi fost adevărat, dar prin puterea lui nu avea cum să asculte de Isus. El trebuia să aleagă, să creadă că Isus avea puterea de a-l ajuta. Chiar dacă bărbatul a ales să creadă, el ar fi putut sta unde era, întins pe pătura lui, așteptând ca Isus să îl ridice. Însă, deși știa că trupul lui era neajutorat, el de a încercat să se miște, încercând trupul lui l-a ascultat prin puterea dată de Isus. Cât de minunat! Acum, bărbatul era perfect sănătos. Ah, ce fericit era! Știa că nu merita ce făcuse Isus pentru el. Deși boala lui era cauzată de lucrurile greșite pe care le făcuse, Iisus l a vindecat. Repede și-a împachetat rogoșina și pătura le-a luat și s-a întors să-i mulțumească lui Iisus, dar el dispăruse în mulțime. Gândește-te, știai că Iisus ne vindecă de păcat la fel cum l-a vindecat pe acel bărbat? Noi singuri nu putem înceta să mai păcătuim sau să ne schimbăm, dar când alegem să ne schimbăm și când ne încredem în puterea lui de a ne ajuta, când noi facem tot ce putem, atunci ne schimbăm și învățăm să devenim ca el. Noi nu trebuie să păcătuim. Dacă greșim însă, el este dornic să ne ierte și să ne ajute să începem din nou. Fericitul bărbat pe care îl vindecase Isus la scăldătoarea Betesta, acum umbla cu rogoșina și pătura sub braț. Nu putea să se oprească din a aduce laudea lui Dumnezeu cu glas tare. Când s-a întâlnit cu farisei, pur și simplu a trebuit să le spună ce i se întâmplase. Dar în loc să se bucure de vindecarea bărbatului, fariseii s-au încruntat și nici măcar nu l-au lăsat să termine de relatat minunea. Bărbatul era atât de fericit încât uitase că era sabat. El a încercat să le explice de ce își ducea patul cu el. Fariseii știau cine îl vindecase. O singură persoană avea o asemenea putere. Știau că era Isus. Acest lucru i-a înfuriat și mai tare. Isus încălcase două din regulile lor privitoare la sabat. El îl vindecase pe bărbat în sabat și apoi îi spusese să își ia patul și să meargă. Ei credeau că neapărat trebuia găsită o calete al opri pe Isus din lucrarea lui. Pentru a arăta cât de recunoscător era, bărbatul care fusese vindecat a adus o jertfă la templu. Vă puteți imagina cât de fericit a fost când Isus l-a găsit acolo? Isus i-a vorbit cu bunătate și l-a avertizat să nu mai păcătuiască. Deoarece bărbatul nu știa că fariseilor nu le plăcea de Isus, el era sigur că ei ar dori să știe cine a făcuse o minune atât de mare. De fapt, Isus deja știa că liderii religioși avea să fie supărați din cauza că vindecase pe cineva în sabat, dar mai știa că trebuia să le arate oamenilor cum dorește Dumnezeu să păzim ziua lui Sfântă. Adevărata păzire a sabatului nu era deloc cum au fost învățați oamenii. Avea dreptate Isus în privința simțămintelor iudeilor? Ioan 5,16 Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Gândește-te! Crezi că satana încă dorește să ne împiedice, să înțelegem cât de minunat este sabatul și cum ar vrea Isus să îl păzim? Ție, ce îți place la ziua de sabat? Există vreun lucru care nu îți place? Isus încălcase regulile inventate de ei pentru păzirea sabatului, dar Dumnezeu nu dăduse niciodată acele reguli. Acum conducătorii religioși credeau că au un motiv bun pentru a-l aresta pe Isus și a-l duce înaintea sinetrului. În zilele noastre, acestea s-ar asemănă cu a fi dus la judecată și a ți se spune că trebuie să plătești o amendă, să mergi la închisoare sau chiar să mori. Isus era acuzat de încălcarea sabatului și acest lucru era foarte grav. Când Isus le-a reamintit că Dumnezeu nu încetează niciodată să facă anumite lucruri pentru noi, nici chiar în sabat, El le-a numit pe Dumnezeu Tatăl Lui. Aceasta însemna că Isus se autoproclama Fiul lui Dumnezeu ei nu doreau să recunoască faptul că acest lucru era adevărat, dar pe măsură ce Isus a continuat să vorbească, el l a tot numit pe Dumnezeu Tatăl lui și a vrut ca ei să știe că, în calitate de om, el depindea total de Tatăl lui. Isus le-a spus că, deși citeau cuvântul lui Dumnezeu, ei nu lăsau ca aceasta să pătrundă în mintea lor. Deoarece, chiar lucrurile pe care le citeau dovedeau că el era Mesia. Ei nu erau dispuși să creadă că el era cel pe care îl așteptaseră de atâta timp. Deși el era singurul care îi putea elibera de satana și le putea da viață veșnică, tot ce doreau ei era să îi elibereze din mâna romanilor. Conducătorii religioși nu îl puteau contrazice pe Isus pentru că tot ce spunea el era adevărat. Dar ei se hotărâu să răteșa, pur și simplu. Nu voiau să-l acceptă pe Mesia. Ei încă așteptau pe cineva care să îi elibereze de sub puterea romană. Acești oameni nu știau că prin faptul că îl respingeau pe Isus deveneau robi ai lui Satana. Cât de trist! Isus îi iubea și niciodată nu a încetat să-l iubească. Dar nu i-ar fi obligat niciodată să îl iubească. Ei trebuiau să aleagă acest lucru. Gândește-te! Încă sunt mulți oameni, la fel ca cei cu care a vorbit Isus în acea zi. Ei spun că citesc și cred în Biblie, dar nu vor să schimbe lucrurile greșite pe care le fac. Isus era foarte bucuros când vedea că mulți oameni îl ascultau, când îi învăța despre Dumnezeu, despre cele 10 porunci. Și despre cât de mult el ne iubește. El știa că la final, mulți dintre ei urmau să aleagă să creadă că era Mesia. Dar într-un loc care era special pentru el, oamenii au refuzat să creadă în el. Ei spuneau că era imposibil ca el să fie Mesia. Acest loc era Nazaret, orașul natal al lui Isus. Oamenii din Nazaret știau că Isus era special. Ei auziseră despre minunile făcute de el și era foarte mulțumiți. Dar de ce să creadă el că era fiul lui Dumnezeu? Credeau că era o nebunie. Ei îl știau de mulți ani. Știau că era învățător, dar el nu putea fi Mesia. El era fiul lui Iosif și al Mariei. Când Isus a mers în vizită acasă în Nazaret, toți au fost entuziasmați. Probabil că urma să facă minuni. În sabat, când a mers la sinagogă împreună cu familia lui, oamenii îl priveau cu nerăbdare. Și el îi privea pe ei, știa totul, crescuse împreună cu ei și îi iubea. Pentru că Isus era un învățător și un măsavir, responsabilul l-a invitat să citească din scriptură. Haideți să ascultăm Luca, capitolul 4, cu versetele 16 la 19 a venit în Nazaret unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Gândește-te, ce cuvinte frumoase! Știau oamenii că ele făceau referire la Mesia? Acele cuvinte descriau ce făcea Isus deja. Când Isus a terminat de citit acele cuvinte frumoase din Isaia, în acel sabat petrecut la sinagoga din Nazaret, oamenii nu au putut să nu spună amin. Dar apoi, Isus a spus ceva care a schimbat totul. Haideți să ascultăm Luca 4 cu 21. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Pentru o clipă, ei au rămas cu gândul tot la frumoasa profeție citită de Isus. Apoi, brusc, și-au amintit că Isaia vorbea despre niște oameni care erau săraci, robi și orbi. Cele spuse de Isus însemnau că El îi numea săraci, robi și orbi. Spunea că El era cel trimis de Dumnezeu să îi ajute. Cine se credea El? Isus cunoștea cu exactitate gândurile din mintea lor. El le-a reamintit că poporul lui Dumnezeu nu ascultase de profeții lui în trecut. De fapt, Dumnezeu uneori revărsase peste popoarele păgâne binecuvântări pe care le-ar fi dat poporului său dacă ei ar fi ales să se încreadă și să ascultă de el. Le-a reamintit de văduva care l-a ajutat pe Ilie și de Naaman care a fost vindecat de lepră. Dintr-o dată, ei s-au mâniat. Isus spusese că Dumnezeu binecuvântase păgânii Înaintea poporului lor. Era ca și cum el ar fi spus că ei erau mai răi decât păgânii. În doar câteva secunde, ei și-au lăsat mintea pradă lui Satana. Cineva a sărit în sus și a strigat la Isus. Alții l-au apucat și l-au împins afară pe ușă. Aruncați-l în prăpastie, a strigat cineva. Cu toții se îndreptau în acea direcție cu el. Dar, dintr-o dată, Isus a dispărut. S-a făcut nevăzut. Gândește-te, Dumnezeu a trimis îngeri pentru a-L proteja pe Isus. Încă nu sosise timpul ca el să moară. A încetat Isus să îl iubească pe acei oameni? Nu, dar ei nu au ales niciodată să creadă în el. Cât de trist! Tu alegi să asculți și să îl iubești pe Isus? Fiți binecuvântați să faceți alegeri potrivite!